Da, Flaviu Scoții, locul 2. A doua notă a fost mică. Locul 2, Flaviu Scoții, dar înaintea lui Kasparović, medaliatul cu bronz de la ultima ediție mondială. Așadar, încă un argint pentru reprezentantul nostru, Flaviu Scoții. După argintul de la sol, iată locul 2 la sărituri. La băieți urmează finala la paralele, care probabil că va fi concomitent cu cea de la bârnă fete. Și avem câțiva campioni de mare prestigiu. Roman Culeșa este unul dintre ei, polonezul Culeșa. Îl vom vedea pe chinezul Feng Zhe, care are un exercițiu formidabil, ratat din păcate la Cottbus. Mitya Petkovsek, un specialist al acestui aparat, slovenul Mitya Petkovsek și olandezul Epke Zonderland. Aceștia sunt cei patru finaliști la paralel. Începem să concursul fetelor, concursul la bârci. Asemenea, ratări sunt de înțeles. Drept, nu știu în ce măsură sunt scuzabile, mai ales de către antrenorii sportivei. Salt înainte grupat. Ținut bine la aterizare. Lezna stângă strânsă împrejurată într-un bandaj adeziv. Sper că sportiva a avut o accidentare în acea zonă. Gamza, o aterizare la limită, pe vârfurile degetelor, dar o aterizare în cele din urmă salvată. Urmează la paralele Roman Culeșa, din Polonia. Exercițiu împănat cu multe elemente originale, mai puțin întâlnite în exercițiul la paralele. E, acum un element clasic, un salt tipăl. Healy, continuat cu stând pe mâini, scos la capăt cu multă forță de gimnastul polonez, care ratează însă aterizarea. Un dublu salt înapoi în echipă. Paralelele se află la o înălțime de 1,75 m, iar distanța dintre ele este reglabilă, desigur, și variată cu de înălțimea umerilor. Lauren Mitchell din Australia, prima finalistă, și nota ei. Ana Dementieva din Rusia.
pic înapoi, cu targetul 80 de grade. A dat primul element acrobatic din exercițiul Demetievei. Sigură pe ea până acum sportiva din Rusia. Un salt înapoi grupat, executat foarte corect. Salt înapoi, întins, ratat însă, de o cădere de pe aparat. Penalizare consistentă, plus că nu se ia în considerare elementul. Frumoasă, element periculos și cu un mare grad de dificultate. Iată, rondă, flic și coborâre cu triplu șuru. Salt întins înapoi cu rotație 1080 de grade. Nota lui Roman Culeșa, 14,933. Nota din finala de la paralel. Olandezul Epke Zonderland. Finlandeză se cheamă acest prim element. Salt tipălt. Stăm pe mâini. Oh, ce frumusețe de rotații la acest diamido ca element de bază. Ili, încă unul, salt înainte cu cele depărtate, cu prinderea barelor și coborâre. Dublu salt întins înapoi, unechier, exercițiu frumos, ținută impecabilă și un grad de dificultate remarcabil. Fost Epke Zonderland din Olanda. Thank you.